Mă gândesc la trecut de parcă viitorul nu-i prezent. Deși ziua de mâine mi-a promis deja ceva decent. Sau măcar de 2 cenți. Dar eu vreau dolari. Și nu ca să-i sparg pe țoale, deși știu că ar da perfect peste sufletul ăsta gol. Încep să zâmbesc. Știu că sunt zeci de căi prin care pot să-i fac, dar degeaba dacă nu-i obțin făcând ceea ce-mi doresc. Și mă refer la muzică. Dacă pot să o numesc așa, că în ultimul an doar am încercat să-i înveselesc pe toți din jur ca la carnaval. Și m-am dus în jos grav. Ziceam că-mi place că încă sunt în underground, fără să știu că e de fapt iad. Tot ce-mi doresc de la viață e adunat în tot ce-am scris. Și în tot ce voi scrie pe viitor doar mi-am promis că o să fac pe viață. Deși sunt mort pe interior, iar ora m-a învățat să muș din oameni, dă-i în morții lor. Dar n-am nimic cu nimeni personal. Eu doar lucrez pentru mine singur, ca într-o firmă fără personal. M-am bălăcit și la mal. Am înotat și cu pești mari și cu sirene fermecate. Tu vrei dorințe, ele vor bani. Și cum nu îi aveam, m-am apucat să trag de zori. Mi-am băgat în plan să pun mâna pe lei ca un dresor. M-am apucat de treabă, tati, n-am pierdut vremea. Am analizat puțin înainte să o întind ca delma. Și am plecat tare, țintă pe bani ca la raliu. Doar ca să-mi fie mie bine și tuturor pe care îi știu. Aveam și planul B, în caz că primul dă fail. Peste 6 ani mă credeam adult, boschetărind prin tren. Peste încă 6, cine știe ce va fi în viitor. De-aia sunt încă singur cu mine, împărțind același dormitor, înregistrând la același microfon, deși e nou. Când urlu din interior, la cât e de gol, se aude cu ecou. Se aude cu ecou. Se aude cu ecou. Se aude cu ecou.